În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Local au fost discutate și aprobate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi, având un impact semnificativ asupra comunității locale. Ședința a fost marcată de decizii esențiale privind rectificarea bugetului, ca urmare a pagubelor provocate de recentele furtuni, dar și de noi alocări financiare pentru infrastructura educațională și de agrement din oraș. Una dintre principalele preocupări ale primarului municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a fost necesitatea rectificării bugetului local, având în vedere pagubele semnificative produse de furtunile din ultimele săptămâni. Aceste fenomene meteorologice extreme au afectat infrastructura orașului, necesitând intervenții urgente pentru repararea drumurilor, clădirilor publice și a altor facilități existențiale. Bugetul a fost ajustat pentru a aloca fonduri suplimentare către aceste lucrări, asigurând astfel un răspuns rapid și eficient din partea autorităților locale. Am avut rectificarea ale bugetului după acea nebunie de furtună. Avem două școli care au avut nevoie de ajutor. Vorbim de școala din rară numărul 7 și liceul Paulian. Astăzi am dat 500.000 într-o parte și 800 în cealaltă, deci 1.300.000 pentru reabilitarea acoperișurilor acestor școli. Lucrăm la Parcul Aluniș până în 30 septembrie, sau cum o știu, se vede în Valea lui Dinu, până în 30 septembrie avem speranțe că vom semna contractul de finanțare. Astăzi am aprobat ultimii parametri tehnici. A fost o ședință de Consiliu, să zic așa, rapidă, mai mult de lucru, chestiuni care țin efectiv de munca noastră în primărie și de lucruri pe care noi trebuia să le aducem către cetățeni. Educația a fost de asemenea un subiect central în cadrul ședinței, două unități de învățământ importante din oraș beneficiind de noi alocări financiare. Școala numărul 7 și liceul Paulian au primit finanțări substanțiale pentru modernizarea și extinderea facilităților lor. Aceste investiții sunt menite să îmbunătățească semnificativ condițiile de studiu pentru elevi, asigurând astfel un mediu educațional mai sigur și mai performant. Un alt punct important pe ordinea de zi a fost stadiul lucrărilor la Parcul Aluniș, un proiect ambițios de reabilitare și modernizarea uneia dintre cele mai îndrăgite zone verzi din oraș. Deciziile adoptate în cadrul ședinței reflectă angajamentul primarului municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, de a răspunde prompt la nevoile comunității și de a investi în infrastructura educațională și de recreere. Implementarea acestor măsuri va contribui la creșterea calității vieții în oraș, asigurând în același timp o dezvoltare durabilă și armonioasă a comunității.